Urzica este o plantă erbacee, perenă, întâlnită pe lângă ziduri, drumuri, garduri, pe lângă case, tăieturi de păduri, din zona de câmpie până în zona alpină. Numele latin este Urtica dioica, derivând probabil din latinescul uro, care înseamnă a arde. Urzica este răspândită pe tot globul, cu excepția regiunii arctice, centrul și sudul Africii, și este una dintre cele mai ușor de recunoscut plante. În cazul în care nu sunteți siguri, puteți atinge cu vârful degetelor planta și veți ști cu siguranță. Pe măsură ce căldura înțepăturii vă sărută degetele, un cocktail chimic începe să curgă prin sânge. Înțepăturile sunt de fapt ace mici, pline de diferiți compuși, care așteaptă să intre în straturile pielii la contact. Sunt ca niște seringi hipodermice mici, care conțin o multitudine de substanțe chimice, inclusiv acid formic, dar și neurotransmițătorii, serotonină, histamină și acetilcolină. Urzica este folosită ca plantă medicinală încă din Evul Mediu. Datorită principiilor active cu un spectru foarte larg farmacodinamic, chiar și semințele constituie un remediu natural. Planta conține substanțe proteice cu un mare număr de aminoacizi, glucide, amine, steroli, cetone, ulei volatil, substanțe grase, sitosteroli, acizi acetic, formic, pantotenic, folic, clorofilă, beta-caroten, săruri minerale, vitamina A, B2, C și K. Frunzele se recoltează prin rupere manuală. Uscarea se face la umbră, în spații bine aerisite. Semințele se adună toamna, când ajung la maturitatea fiziologică. Rădăcinile se recoltează toamna prin smulgere, se spală de pământ, se taie părțile aeriene și se usucă la soare. Urzica este una dintre cele mai sigure plante medicinale care modifică sănătatea și purifică sângele, ajutând organismul să restabilească funcționarea optimă, ajutând procesele metabolice, în special eliminarea deșeurilor. Acționează asupra epiteliului renal, mărind cantitatea de urină eliminată și odată cu ea a substanțelor toxice din sânge și din organism. Deplasează acidul uric din țesuturi în sânge, favorizând eliminarea masivă a acidului uric pe cale renală. Urzicile sunt recomandate pentru tulburările cronice care necesită tratament pe termen lung. De asemenea, stimulează secreția bilei, secreția pancreatică, gastrică și intestinală. Nicholas Culpepper spunea că motivul pentru care urzicile sunt perfecte pentru a fi mâncate primăvara este faptul că acestea consumă fluidele flegmatice din corpul omului, pe care răceala și umezeala iernii au lăsat-o în urmă. Se cunoaște foarte bine faptul că intervin favorabil în diferite afecțiuni ale căilor respiratorii, precum bronșite și astm. În tradițiile medicinale ale înțelepciunii globale, perechea de organe a rinichilor este legată de emoția fricii. Interesant este că oamenii se tem de urzici și înțepătura acestora, deși acțiunea diuretică a urzicilor este benefică pentru cei cu predispoziție spre formarea de pietre la rinichi, sau pentru cei care se confruntă frecvent cu infecții urinare. Urzica este războinica plină de energie marțiană, fiind condusă de planeta Marte, forță deplină de acțiune și protecție. Aceasta poate încuraja elementul foc, ajutând la distrugerea emoțiilor excesive. Funcționează uimitor și în cazurile de osteoartrită. S-a demonstrat că are efecte în reducerea apariției hiperplaziei benigne de prostată. Rădăcina ajută la reducerea inflamării prostatei și funcționează ca un tonic asupra organelor și sistemelor reproducătoare. Dacă vă confruntați cu probleme digestive, dureri, crampe, balonare, diaree și constipație, atunci o cură cu urzici este exact ce aveți nevoie. Totodată, este un ajutor de nădejde pentru femeile de toate vârstele. Pentru femeile aflate la menopauză, sunt eficiente pentru diminuarea schimbărilor date de fluctuațiile hormonale. Au efect antiinflamator și de diminuarea crampelor abdominale din timpul menstruației.
Urzica este un remediu excelent pentru cei cu predispoziție spre diabet, dar și pentru diabeticii care doresc să mențină afecțiunea sub control cu ajutorul remediilor naturale. Planta este un ajutor de nădejde pentru anemia cu deficit de fier și pentru oboseală, promovând procesul de transmitere a proteinelor în ficat, utilizând în mod eficient proteinele digerate, împiedicând ca acestea să fie descărcate prin organism ca produse reziduale. Urzicile sunt bogate în clorofilă. Clorofila ajută la transformarea soarelui în energie pentru plantă. Cu cât cresc urzicile, cu atât sunt mai bogate în clorofilă. Aceasta este chimica asemănătoare cu hemoglobina, purtătorul de oxigen din sângele nostru. Datorită efectului de reglare a circulației sângelui și de inhibarea dezvoltării inflamației, ceaiul sau sucul de urzică sunt remedii puternice pentru ameliorarea durerilor și tensiunii care apar în cazul bolnavilor de reumatism, artrită sau gută. Această plantă medicinală s-a dovedit utilă în tratamentul bolii Alzheimer și la diminuarea simptomelor unor boli neurologice ca scleroza laterală amiotrofică, scleroza multiplă și sciatică. În plus, stimulează sistemul limfatic, întărind imunitatea. Consumul și gargara cu ceai de urzică ne ajută să menținem sănătatea orală. De asemenea, încă din cele mai vechi timpuri, este consumat de către persoane care suferă de eczeme, acnee sau alte iritații ale pielii. Consumat atât intern, cât și aplicat direct pe piele, se pare că îmbunătățește aspectul acesteia. Se folosește și pentru probleme precum mătreața, părul gras sau pentru creșterea părului. Clătirea părului cu ceai de urzică ajută la regenerarea acestuia, la obținerea unui fir mai puternic și rezistent, conferind strălucirea naturală. La fel ca în cazul tenului gras, urzica elimină excesul de sebum de la nivelul scalpului, curăță și hidratează, pentru ca părul să nu se mai îngrașe atât de repede. Având în vedere toate acestea, urzicile sunt un plus excelent pentru orice ceai de plante, suc sau supă. Unul dintre cele mai cunoscute remedii populare de la noi, urzica, deține proprietăți vindecătoare uimitoare pentru întregul corp. Este atât de simplu de utilizat, atât intern cât și extern, fiind recomandată în afecțiuni renale, ale prostatei și vezicii urinare, hemoroizi, amigdalite, afecțiuni circulatorii, gastrice, hepatice, ale splinei, alopecie, alergie, psoriazis, afecțiuni intestinale, indigestii, enterită, diaree, dizenterie, urticarie, răni, varice, pneumonie, insuficiență secretorie gastrică, hepatică, pancreatică și intestinală, ulcer duodenal, litiază biliară și renală, retenție urinară, uremie, incontinență urinară, hematurie, hemoptizie, hemoragie internă și uterină, menstre neregulate, vaginite, leucoree, obezitate, tumori și cancer. Este important de menționat faptul că urzica poate interacționa cu mai multe medicamente. După cum am spus mai devreme, această plantă poate reduce glicemia, de aceea nu este bine să o utilizați împreună cu tratamentele pentru diabet cu prescripție medicală. De asemenea, poate scădea tensiunea arterială, astfel încât nu este bine să combinăm planta cu medicamentele pentru tensiunea arterială. Ceaiul de urzică se prepară din o lingură de frunze uscate și mărunțite, peste care se toarnă o cană cu apă clocotită. Se beau 2 căni pe zi pentru tratarea diareei, dismenoreei, hemoroizilor, metroragiilor, bronșitelor, litiazelor renale și biliare, uremie, diabet zaharat, eliminarea toxinelor din corp, gută sau hidropizie.
pentru tratarea ulcerului varicos, a reumatismului, a rănilor sau grăbirea cicatrizării acestora, se prepară o infuzie din 40-50 de grame de frunze mărunțite la un litru de apă clocotită. Se lasă acoperită 20-30 de minute, se strecoară și se fac băi locale sau se folosesc cataplasme. Pentru tratarea stomatitelor, puteți face gargară cu o infuzie obținută din două linguri de frunze de urzică mărunțite la o cană cu apă. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Până data viitoare, nu uitați să dați like, să distribuiți videoclipul și să vă abonați. Vă mulțumesc!